În cazul în care cauți cea mai puternică rugăciune pentru vindecare, ascultă în continuare. Îți prezentăm o colecție de rugăciuni pe care să le spui pentru sănătate și ținerea bolilor departe de tine. Voi ați împărți neamului omenesc mulțime de vindecări minunate și, pentru aceasta, la voi alerg astăzi, nădăjduind că nu veți trece cu vederea. Ajutați-mă să primesc tămăduire de la Iisus Hristos, Dumnezeul nostru, Cel ce v-a dat biruință în lupta cu trupul, cu patimile și cu poftele, căruia îi aduc smerita rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, care i-ai rânduit pe sfinții tăi drept mijlocitori ai cerilor oamenilor, arată mila ta și mie păcătosului care sunt încercat în focul durerilor și dăruiește-mi vindecare trupească și sufletească. Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii tale și ale Sfântului Ioan Botezătorul, dascălul pocăinții, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Mari Dascăle ai Lumii și Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale celor între Sfinți Părinții noștri Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, Făcătorii de Minuni, cu ale Sfinților Mari Muceniși Gheorghe, Purtătorul de Biruință, Dimitrie, Izvorătorul de Mir, Ioan cel Nou de la Suceava și Ioan Valahul, cu ale Sfinților Doctor Fără de Arginți, Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Samson și Diomid, Fotie și Anichit, Talaleu și Trifon, cu ale Sfântului Stelian Ocrotitorul Copiilor, cu ale Preacuvioșilor și de-a Dumnezeu Purtătorilor Părinților noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim de la Tismana, Visarion și Sofronie, cu ale Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva și ale tuturor cuvioșilor părinți și cuvioaselor maici care s-au nevoit în dreapta credință, relatează sfatul părinților.ro.